În data de 7 ianuarie, în frumușean pe calea București, s-a produs un accident rutier în urma coliziunii dintre trei autoturisme, soldat cu rănirea unei fetițe de două luni pompierii militari din cadrul gărzii de intervenție budești au intervenit rapid la locul accidentului cu o autospecială de descarcerare și o autospecială de ajutor smurt. La scurt timp după producerea accidentului, la fața locului s-a deplasat și un elicopter smurt cu medic care a acordat îngrijiri medicale copilului. În cele trei autoturisme se aflau șapte persoane, doar una având nevoie de îngrijiri medicale. Copilul a primit îngrijiri medicale din partea medicului, încadrat pe elicopterul smurt, iar ulterior fetița a fost transportată la un spital din capitală. Celelalte persoane implicate în accident au refuzat examinarea sau transportul la spital pentru verificări mai amănunțite.